Slăvit să fie Domnul! Ca pe vremea lui Avram, vremuria străin și noi, când am vrea din loc în loc, iarăși cortul să-l mută, să vede cum lui Faraon bogățiile-i sporesc. Pace e doar în dose, ca un adăpost ceresc, ca profetul Habacuc. Totul dacă ar pieri, cu Domnul eu voi bucura și pe el voi iubi. Din pustie face lacuri, stânca în izvor de ape, peste soare pune nor, să umbrească-l să popor, Dumnezeu e atât de aproape. Trec caravanele mele spre toate cele patru țări, cu negustorii ce te cheamă să mergi cu ei spre alteză, cobor spre Ierihon, pe drumul lui mai sunt în ani, ce vor să prindă orice om, să-i facă viața în calvar. Ca profetul Habacuc, totul dacă ar pieri, eu mă bucura și pe el îl voi iubi. Din pustie face lacuri, stânca în izvor de ape, peste soare pune nor, să umbrească să pobor, Dumnezeu atât de aproape. Dacă privim la fel ca lor, din înălțimi pe vale în jos, am fi la fel ca așa e, trebuși de sfara lui Arne, am fi aproape de Canaan, ne trecând peste Iordan, am fi la fel ca un popor, fără un conducător. Profetul Habacuc, totul dacă ar pieri, cu Domnul eu voi bucura și pe el îl voi iubi. Din pustie face lacuri, stânca în izvor de ape, peste soare pune nor, să umbrească al său popor, Dumnezeu e atât de aproape. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Crede în Domnul să-ți dea mântuire. Crede în Domnul, El viață să-ți dea. Liber te lasă să zbori către ceruri, tu doar să crezi că puterea e a sa. Crede ca el să te atingă chiar astăzi. Crede că el poate acum vindeca. El azi te ține de mână în toate, ca tu să treci peste toate pe ea. Crede că Domnul e marea putere. Crede că viața un dar el ți-a dat, nu-ți cere mult, el ar vrea prin credință, tu ca să urci cum și el a urcat. Crede că în zori numai el te trezește, dacă vei crede și vei mulțumi, tu vei vedea cum mereu prin credință, doar biruință de sus vei primi. Crede că soarele el îl răsare,
Crede că grija ți-o poartă Iisus. Crede că are o dragoste mare, nu sta de vremuri tu astăzi răpus. Crede în Domnul cu inima întreagă. Vrea să pătrundă acum chiar în ea. Dacă e tristă, tu lasă-l pe Domnul, căci doar El poate a o înviora. Crede că Domnul e și printre stele. Teamă în noapte vreodată să nu ai. E lângă tine și în zi, dar și în noapte, căci își dorește să ajungi tu în rai. Crede într-una, căci doar prin credință poți să răzbați chiar și vremea mai grea. Fii credincios, cum și Domnul odată, credincioșia murind și arăta. Amin. Slăvi să fie Domnul. Domnul să vă binecuvânteze, sora Saveta Pintea. Slăvi să fie Domnul. Voi cânta Recording in progress. Dumnezeul meu slăvit, de nimic nu mă voi teme, că de toate m-ai păzit. Cât de mare ar fi furtuna, de nimic eu nu mă tem, căci tu ești întotdeauna salvatorul meu suprem. Voi cânta, voi cânta, te voi binecuvânta. Cât de mare ar fi furtuna, voi cânta întotdeauna, căci tu, Doamne, m-ai salvat și m-ai binecuvântat. Voi cânta, voi cânta, veșnic te voi lăuda. Sunt atât de fericit, știind, Iisus, că mă iubești, căci viața mi-ai păzit-o și că tu mi-o ocrotești. Valuri multe vor să vină, întuneric cât de greu, știu că tu îmi ești lumina, tu ești adăpostul meu. Voi cânta, voi cânta, te voi binecuvânta. Cât de mare ar fi furtuna, voi cânta întotdeauna, căci tu, Doamne, m-ai salvat, că mai bine cuvântat. Voi cânta, voi cânta, veșnic te voi lăuda. Doamne, aș vrea ca niciodată să nu te mai întristesc, viața să-mi păstrez curată, zilnic mai mult să veghez. Să te laud totdeauna și mai mult să te iubesc. Cât de mare ar fi furtuna, vreau să pot să-ți mulțumesc. Voi cânta, voi cânta, te voi binecuvânta. Cât de mare ar fi furtuna, voi cânta întotdeauna, căci tu, Doamne, m-ai salvat și m-ai binecuvântat. Voi cânta, voi cânta, veșnic te voi lăuda. Căci nimic nu-i la întâmplare pentru mine pe pământ, iar când tu cu slavă mare vei veni din cerul sfânt.
Voi uita că a fost furtună, voi uita că am plâns cândva, voi fi veșnic împreună, veșnic te voi lăuda. Voi cânta, te voi binecuvânta. Cât de mare ar fi furtuna, voi cânta întotdeauna, căci Tu, Doamne, m-ai salvat și m-ai binecuvântat. Voi cânta, veșnic te voi lăuda. Voi cânta, te voi binecuvânta. Cât de mare ar fi furtuna, voi cânta întotdeauna, căci Tu, Doamne, m-ai salvat și m-ai binecuvântat. Voi cânta, veșnic te voi lăuda. Amin, slăvit să fie Domnul și Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin, Domnul să vă binecuvânteze, sora Saveta. Recording stopped. Pregăti familia, sora Liga, familia Liga, sora Modesta, Domnul să binecuvânteze, să laude pe Domnul cu cântare. Și eu mi-aduc aminte că fratele Avram Iancu mai recita poezii. Domnul să-l binecuvânteze să recite o poezie după această cântare. Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin. Va veni o zi în care toți aleși Domnului vor cânta un imn de slavă Melului. Ziua aceea nu-i departe, pregătiți-vă acum. Nu uitați că ziua aceea e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni. Toți aleșii Domnului cu El vor fi, aleluia. Vei fi și tu apoi la masa Domnului. Pregătește-te că ziua e pe drum. După toată alergarea, fericit vei fi și tu. Vei primi cununa slavei lui Iisus. Deci grăbește-te acum până încă mai e har. Nu lăsa să treacă timpul în zadar. Se minune va zi când Domnul va veni. Toți aleși Domnului cu El vor fi, aleluia. Vei fi și tu acolo la masa Domnului. Pregătește-te că ziua e pe drum. Pune-ți viața rânduială și așteaptă-L pe Cel Sfânt. Când curând El va apare pe pământ, va veni să-și ia acasă rodul jertfei din calvar, dând la toți aleșii veșnicii în dar. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleșii Domnului cu El vor fi, aleluia. Vei fi și tu acolo la masa Domnului. Pregătește-te că ziua e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni. Toți aleșii Domnului cu El vor fi, aleluia. Vei fi și tu acolo la masa Domnului. Pregătește-te.
Gândește-te că ziua e pe drum. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Fratele Avram Iancu, Domnul să-i dea putere. Amin. Pacea Domnului Iisus, mă auziți? Da, s-a dat cu întrerupere. Vreau mai întâi de toate, cred că e cam slab internetul la mine, sperăm că Domnul să ajute să post. Vreau să laud pe Domnul cu o poezie, vă mărturisesc că o să trebuie să mă ajut un pic și cu cartea, că n-am reușit să o învăț 100% toată și o să mai arunc privirea din când în când și în cartea de poezie. Vreau să-L laud pe Domnul cu o poezie atât de minunată. Din mult timp nu ne-am mai văzut și mă bucur să văd că lucrarea merge înainte, cât timp am fost și eu bolnav și după ce am plecat, n-am reușit să intru atâta timp, dar să dăm slavă lui Dumnezeu că nu am găduit ca cel. Era o dimineață însorită, în grădinița micului azil, o droaie de copii zburdau prin iarbă ca niște iezi, ziua lui April. Erau copii orfani, abia trecuse războiul, nedoritul musafir, lăsând păienjeni spânzurați pe vatră și lumânări aprinse în cimitir. Dar ce ciudat, acești copii în doliu râdeau acum cu un duh neștiutor, iar împrejur veneau străini să-i aleagă, să ia câte un străin în casa lor. Se zguduia de joc și râs grădina, dar mai departe, colo, sub un dud, stăteau de dimineață mână în mână, privind în jurul lor înfiorați, doi frați. Pe fruntea lor, ciudat îngrijorată, se legănau șuviți. Ți-au urmărit, un secret, o neînțeles, de parcă așteptau grea sentință la încheierea unui grav proces. Și iată că cele din urmă veniră oameni și la ei sub dud. Erau două perechi din două plaiuri. Doi soți veniți din sud și doi din nord au stat cu ei de vorbă până seara și apoi porniră din azil cu ei. Copiii se țineau cuprinși alături, cum se cuprind în viață doi cârcei. În gară soții au luat bilete, unii spre sud, iai ceilalți înspre nord. Se despărțeau și primul tren de noapte veni ca un fior într-un convoi. Ne despărțim, vorbi cel mai în vârstă, mai aspru dintre vitei și părinți. Îmbrățișați-vă, copii, e timpul. Dar copiii tremurau cuprinși de spaimă, s-au prins la piept cu ochii către cer, într-o nestăvilită îngleștare întocmai ca într-o menghină de fier. Zadarnic s-au silit ocrotitorii ca să-i despartă grabnic pe doi frați. Zadarnic le dădură pungi cu dulciuri, zadarnic le făgăduiră bani, zadarnic i-a lovit un om din gloată și chiar conductorul nervat. Zadarnic le-a sucit urechea, nerăbdător un tânăr împiegat. Copiii se țineau privind cu groază și urmărit. Înlănțuiți, nu, dar nu ne despărțiți. Noi nu avem pe nimeni pe lume, loviți. Noi suntem umbre de pripas. Voi toți aveți cămin, familii, dar nouă, numai noi ne-am mai rămas. Lovit cât vreți, scărați cu pumnii. Voi sunteți tari, puternici, știm. Loviți cât vreți, noi nu avem pe nimeni, dar să știți că nu ne despărțim. Și atunci veni un om cu înțelepciune și le vorbi cu lacrime și voi. Măi, oameni buni, nu despărțiți copiii, luați-i o pereche pe amândoi. Acest cuvânt a biruit în inimi și au fost luat alături cei doi frați. O, câte mâini apoi salutară când au ieșit la geam îmbrățișați, ce plin de bucurie, printre lacrimi, ce fericiți erau cei doi acum. Drum bun, copii, drum bun, strigă mulțimea când trenul către sud porni întins.
frați creștini, i-au câștigat izbând acești copii orfani cu suflet trist. Cine ar putea pe noi să ne despartă cu inima de dragostea lui Crist, când noi îl ținem pe Iisus în suflet, când nu-l lăsăm o clipă, orice ar fi, când dragostea lui Iisus la fel ne strânge, o, cine ne va despărți? Nici moartea și nici îngeri, nici viața, nici toate sunt, câte sunt și câte vin. Nimeni nicăieri nu ne desparte de dragostea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Domnul Iisus să vă binecuvânteze, frate Avram. Frate Valentin, Domnul să vă dea putere să lăudați pe Domnul din nou cu o cântare și, bineînțeles, așteptăm ca fratele Fănel și Teo să intre. Domnul să ne ajute să ne dea biruința. Amin. Fratele Valentin. Pietre scumpe și mici palate, dar azi în mine inima-mi bate. N-am bogăție nici nestemate, îl am pe Iisus pe toate. N-am aur, n-am aur, argint și palate. N-am aur, n-am aur, dar inima bate. N-am aur, n-am aur, argint nici palate. Îl am pe Iisus și le-am pe toate. N-am lumi alese și nici nu-mi pasă. Doresc iubirea să-mi dăruiască. Nu vreau mărire, nici loc la mese. Vreau doar odihna celui din iese. N-am aur, n-am aur, argint nici palate. N-am aur, n-am aur, dar inima bate. N-am aur, n-am aur, argint nici palate. Eram pe Iisus și le-am pe toate. Nu vreau bununa să vestejească. Vreau bucurie să dăruiască. Vreau comoară, palate în lume, samaritene, vino la mine. N-am aur, n-am aur, argint nici palate. N-am aur, n-am aur, dar inima bate. N-am aur, n-am aur, argint nici palate. Îl am pe Iisus și le-am pe toate. Te vreau lume, nu-ți vreau răsplata. Acolo în ceruri, bogat e tata. Doresc Iisuse, sărac în lume, să-ți cânt iubirea, iar veștrune. N-am aur, n-am aur, argint nici palate. N-am aur, n-am aur, dar inima bate. N-am aur, n-am aur, argint nici palate. Îl am pe Iisus și le-am pe toate. Amin. Domnul Iisus să te binecuvânteze, frate Valentin. Mai departe, sora Diana laudă pe Domnul cu poezie. Domnul să o binecuvinteze.
și continuăm să vedem cum decurge lucrarea în această seară. Amin. Slăviți să fie Domnul. Din preanaltul loc ceresc, ce asemănare n-are, din dragoste, din mila sa, din marea îndurare, se apleacă peste noi un sfânt care să spună ar vrea trezire, căci el vine îndat să-și ia mireasa sa. Aduce un cuvânt de sus, cel vrednic de înălțare, de laudă, de preamărit, căci el e cel mai mare. Cuvântul ce s-a coborât, el este azi trezire, căci nu va înălța la el ce este în ațipire. Din locul larg, cei doar în cer, spre noi azi se coboară, acel ce mult a suferit, ce a răbdat o cară, ne spune glasul lui de sus, fiți gata, căci eu vin să-mi iau aleasa sus la cer, ce-i astăzi în suspin. Ne spune glasul auzit că el a dat popoare, să fim noi fii de Dumnezeu, ce margine nu are, cine mai spune să păstrăm toți haina doar curată, mireasa lui nu vrea să aibă Domnul nici o pată. Răpunge norii adunați, căci vrea să ne mai spună, de vede ca să stăm mereu sub soare și sub lună, căci nu știm vremea când va fi aceea de înălțare, să fim dar gata noi mereu, căci vine, el apare. Din țara viselor de sus, adeseori ne spune, ca noi să ne îndepărtăm de amăgiri din lume, cu ea să nu ne asemănăm în haină sau vorbire, acei ca lumea care sunt, ei merg înspre peire. El fraților le spune acum, ca preoți ei să fie, cu mâini curate către cer și în bezna și în pustie, să mijlocească ei mereu în foc de rugăciune, în urma lor să lase ei în toate lucruri bune. Surorilor le spune azi lumină ca să fie, fără vreun chip cioplit și plin de ură și mânie, năframa de pe capul lor s-o aibă și afară de nu au, lui Dumnezeu aduc ele ocară. Le spune tinerilor azi, ascultători să fie, departe de a lumii rele astăzi privegie, să stea departe de păcat, de poftele din lume, ca în ziua când va reveni, să-i cheme el pe nume. El pentru toți are un cuvânt, căci Dumnezeu e mare. Iubirea-i pentru noi la fel, ea margine nu are. Ne vrea curați, doar pentru cer, și azi ne mai vorbește. Să moară unul nu ar vrea, pe toți el ne iubește. Amin, slăviți să fie Domnul. Amin, amin, slăviți să fie Domnul, Domnul să vă binecuvinteze. Mai dăm încă o cântare, loc la o cântare, Sora Modesta, să laude pe Domnul cu cântare și după Sora Modesta ascultăm cuvântul, fratele Fănel deja încearcă să se conecteze. Domnul să-l binecuvinteze, amin. Lăudați să fie Domnul. Cine oare te-a scăpat de strântorare, Israel? Cine te-a scăpat pe nume și te-a dat tărie în lume, Israel? Cine oare te-a salvat? Cine oare scumpărat? Cine altul decât el? Israel. Cine oare te-a salvat? Cine te-a
cumpărat. Cine altul decât El, Israel, Israel. Cine te-a scos din robie și ți-a dat o apă vie, Israel, Israel. Cine te-a scos din marea adâncă și te-a dat apă de stâncă, Israel, Israel. Cine ți-a dăruit țara și ți-a ridicat o cara, cine altul decât El, Israel, Israel. Cine ți-a dăruit țara și ți-a ridicat o cara, cine altul decât El, Israel, Israel. Nu te temi, al meu popor, eu îți vin ajutor, Israel, Israel. Chiar dacă vrăjmașul vine, Domnul luptă pentru tine, Israel, Israel. Prețul tău e așa de mare, pentru tine dau popoare, iată ce vorbește El, Israel, Israel. Prețul tău e așa de mare, pentru tine dau popoare, iată ce vorbește El, Israel, Israel. Vei zice poporul meu, te las, Doamne, Domnul meu, Israel, Israel. De noi iarăși pe înduri, ne las din dărâmături, Israel, Israel. Țara ta va fi splendoare, o lumină între popoare, căci așa vorbește El, Israel, Israel. Țara ta va fi splendoare, o lumină între popoare, căci așa vorbește El, Israel, Israel. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Lăudați să fie Domnul. Amin. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Vom da loc fratelui Fănel Șuteu, care va aduce cuvântul din această seară. Și bineînțeles că dorința noastră e ca Domnul să-i dea putere, să-l întărească și să reverse har. Amin. Amin, amin, amin. Haideți să deschidem Scriptura la Judecător, la capitolul 4 și să citim câteva cuvinte de la versetul 1 în jos. Copiii lui Israel iarăși au făcut ce nu place Domnului după moartea lui Ehud. Și Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin, împăratul Canaanului, care domnea la Hațor. Căpetenia oștirii lui era Sisera și locuia la Haroșet Goim. Copiii lui Israel au strigat către Domnul, căci Iabin avea 900 de cară de fier și de 20 de ani, apăsa cu putere pe copiii lui Israel. Pe vremea aceea, judecător în Israel era Debora, prorocița nevasta lui Lapidot. Ea ședea sub finicul Deborei între Rama și Betel în muntele lui Efraim și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecați.
Ea a trimis să cheme pe Barac, fiul lui Abinoam din Kedeș Neftali, și i-a zis: iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeul lui Israel. Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului și ia cu tine 10.000 de oameni din copiii lui Neftali și din copiii lui Zabulon. Voi trage spre tine la pârâul Chison pe Sisera, căpetenia oștirii lui Abin, împreună cu carele și oștile lui, și îl voi da în mâinile tale. Barac i-a zis: dacă vii tu cu mine, mă voi duce, dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce. Ea a răspuns: voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. Și Debora s-a sculat și s-a dus cu Barac la Kedeș. Este un text frumos, minunat pentru noi, pentru învățătură. Este seria aceasta de eroi ai Domnului, pe care am început-o încă de, cred că de la începutul anului acestuia, și am ajuns la această femeie minunată, și anume la Debora, o prorociță a lui Dumnezeu, într-o vreme când cuvântul Domnului era rar, când nu exista, aproape că nu exista cuvântul lui Dumnezeu. Și haideți să vedem ce se întâmplă aici. Este vorba despre o împrejurare în care copiii lui Israel au făcut ce nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Și de fapt, toată Cartea Judecătorilor este construită pe baza acestor patru pași. Primul pas este al apostaziei, al lepădării de Dumnezeu. Al doilea pas este lepădarea sau abandonarea lui Dumnezeu. Vine Dumnezeu și spune: dacă voi m-ați părăsit, vă părăsesc și eu, și atunci îi părăsește, îi leapădă, îi abandonează. Al treilea pas este chemarea poporului. Poporul începe să se pocăiască, începe să-l cheme pe Dumnezeu. Și apoi următorul și ultimul pas este izbăvirea printr-un izbăvitor numit de noi judecător. Judecător. N-am putut să îi iau pe toți acești judecători, sunt mulți, dar Domnul m-a călăuzit înspre această femeie pentru seara aceasta. Bineînțeles că perioada judecătorilor este foarte lungă, undeva la 320-330 de ani, și femeia asta, Debora, face parte din șiragul acestor judecători minunați, acestor oameni ale lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce spune: aceeași matriță în viața poporului. Copiii lui Israel fac ce nu place lui Dumnezeu, Dumnezeu îi pedepsește, îi vinde în mâinile lui Abin. Abin înseamnă, în traducere biblică, cel înțelept. Acest Abin domnea, spune versetul 2, la Hațor. Căpetenia oștirii lui era Sisera. Și numele Sisera iarăși are o semnificație specială: cel ce leagă în lanțuri. Cel ce leagă în lanțuri. Și Sisera locuia la Haroșet Goim, adică în pădurea neamurilor. Ei, copiii lui Israel nu ascultă, intră în apostazie, e primul pas. Al doilea pas e lepădarea, Dumnezeu îi leapădă, Dumnezeu îi lasă, îi vinde în mâinile lui Abin. Al treilea pas, uitați-vă versetele cum se perindă. Copiii lui Israel strigă către Domnul, e pocăința poporului. Iabin avea 900 de cară de fier și de 20 de ani a apăsat cu putere pe copiii lui Israel. Și de la versetul 4 în jos, Dumnezeu aduce izbăvirea. Haideți să vedem puțin, spuneam, Debora a fost o prorociță, un om al lui Dumnezeu, un proroc al lui Dumnezeu, într-o vreme când prorocii erau foarte puțini, când cuvântul lui Dumnezeu era rar și vedenile nu erau dese, cum spune cartea 1 Samuel. Haideți să vedem câteva lucruri din acest context. Debora înseamnă albină și uitați-vă la versetul 4, ce se spune despre această femeie. Mai întâi, ea era judecător,
apoi era proroc, apoi era soție și apoi a devenit căpetenie. În versetul 10 spune că s-a dus cu Barac, a plecat cu el, a devenit și căpetenie. Și eu cred că și în lucrarea lui Dumnezeu ar trebui să ne dea de gândit, dacă noi vrem să avem rezultate mari, ar trebui să ne gândim mai întâi la lucrarea lui Dumnezeu. Uitați-vă, Debora era judecător, versetul 4, pe vremea aceea judecător în Israel era Debora. Apoi era proroc, apoi era soție, nevasta lui Lapidot și până la urmă a devenit căpetenie. Știu, se vehiculează mult în vremea noastră cuvântul acesta și gândirea asta și se spune, frate, trebuie mai întâi familia și apoi lucrarea lui Dumnezeu. Da, dacă familia noastră este șubredă, bineînțeles că trebuie mai întâi să o dregem, să o reparăm, pentru că nu poți să te duci pe o apă cu o barcă dacă barca e spartă. Și atunci trebuie familia reparată și mai întâi trebuie familia pentru că așa situațiile și bineînțeles apoi urmează lucrarea lui Dumnezeu în bună înțelegere cu soția sau cu soțul, depinde ce dar a dat Dumnezeu fiecăruia. Dar, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, uitați-vă care sunt prioritățile. Mai întâi e lucrarea lui Dumnezeu și apoi este familia. Pentru că o familie serioasă, o soție serioasă, un soț serios și pocăit, într-o astfel de familie, o familie a lui Dumnezeu, o familie rânduită de Dumnezeu, celălalt trebuie să înțeleagă principiul pe care l-a spus Ilie în curtea acelei văduve care aduna ultimele lemne și avea ultima mâncare, mâncarea din dropăciune. Ilie i-a spus așa, adun mai întâi mie și apoi ție. De ce? Ilie nu era egoist, dar a vrut să o învețe pe această femeie că la Dumnezeu prioritățile stau altfel decât la oameni. Așa că avem de învățat de la această femeie, nu știu dacă avea copii, în capitolul 5 cu 7 spune, m-am sculat ca o mamă în Israel. Nu scrie, avea sau nu avea copii, dar repet, întâi era judecător, apoi era proroc, apoi soție și apoi a devenit căpetenie. Haideți să vedem puțin ce s-a întâmplat în vremea acestei femei minunate. Ce s-a întâmplat? Uitați-vă primul lucru pe care îl putem aminti de aici. N-am citit încă, dar o să citesc acum din capitolul 5. Pentru că ce s-a întâmplat? Din momentul în care această femeie a mers în război, în luptă, Dumnezeu a venit și a început să vorbească prin ea. Uitați-vă ce spune în versetul 10. Barac a chemat pe Zabulon și Neftali. Atenție, fraților, uitați-vă ce minuni face Dumnezeu aici. 10.000 de oameni mergeau în urma lui. Dar de ce n-au mers 11.000? De ce n-au mers 13.000? Păi uitați-vă ce spune în versetul 6. Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului. Era o prorocie asta din versetul 6. Și ia cu tine 10.000 de oameni din copiii lui Neftali. Versetul 10. Barac a chemat pe Zabulon și pe Neftali la Kedeș. 10.000 de oameni. Vă dați seama? Duhul Sfânt s-a dus și a mișcat exact 10.000 de oameni. Atâta s-a vorbit prin prorocie, atâta a mișcat Duhul Sfânt. Vedeți, ne apropiem cu pași repezi de ziua în care sărbătorim, spunem noi, Rusaliile, sau mai precis cincizecimea. Mai precis cincizecimea, coborârea Duhului Sfânt în ziua 50-a. Și amintiți-vă ce minune a făcut Dumnezeu atunci. Dumnezeu a luat pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe oamenii lui, pe ucenici și a făcut apostoli. A coborât Duhul Sfânt peste ei și atunci, la o singură predică, se pocăiesc aproape 3.000. Îmi amintesc ce spunea aici la noi la Cluj, fratele Jenu Mocanu, un bătrân care a plecat la Domnul în urmă cu câțiva ani. Spunea el că în urmă cu 10 de ani s-a dat o descoperire prin Duhul Sfânt și spunea Domnul așa. Peste 50 de zile, spunea Domnul, voi face o zi a 50.000 și vă veți bucura.
Și era exact ziua de Rusalii. Și a trecut timpul, dar Domnul n-a uitat, să știți. Și la un moment dat Domnul le-a spus, peste 14 zile voi face o zi a 50.000 pentru voi. Și atunci ce s-a întâmplat? S-a uitat iarăși pe calendar și era exact ziua 50.000, ziua de Rusalii, pe care ei urmau să o sărbătorească. Și a trecut timpul și în ziua aceea de Rusalii. Și vedeți ce frumos ar fi în bisericile noastre să nu vorbim despre Duhul Sfânt, ci să-L avem pe Duhul Sfânt împreună cu noi, fraților. Să coboare Duhul Sfânt, să miște, așa cum cântăm cântarea aia nostalgică, mai vin odată, mai vin odată, porumbel ceresc și sfânt, mai vin odată la noi pe pământ. Și o cântare frumoasă. Și noi o cântăm și o dorim și dorim ca Duhul Sfânt să coboare. Fratele Jenu Mocanu povestea că în ziua respectivă s-a întâmplat că a început o stăruință în biserică. Și vedeți, chiar m-am gândit acum într-o zi, noi facem stăruințele iarna, ce bine ar fi să le facem și iarna și să le facem și de Rusalii, de cinzecime. Să avem stăruințe, să avem roade de la Duhul Sfânt între noi, să avem daruri de la Duhul Sfânt, să avem slujbe de la Dumnezeu. Ar fi minunat. Și în ziua respectivă, frații s-au mobilizat și a început rugăciunea. Și la un frate care era acolo și avea descoperiri, Domnul îi arată într-o vedenie o ramură pe care era, nu știu dacă mai țin minte, pare mi se 14 flori. Și fratele se ridică și spune, astăzi Dumnezeu va boteza cu Duhul Sfânt 14 suflete. Și a început stăruința și a început să strige și să se bucure în Duhul Sfânt, în puterea aceea care s-a coborât peste ei. Și a fost unul, și au fost doi, și au fost 10, și când i-au numărat erau 13, nu au fost 14. Și atunci fratele proroc s-a ridicat și a zis, Domnul, mai trebuie să pecetluiască un suflet ca să se împlinească lucrarea așa cum a fost dată. Și au intrat iarăși la rugăciune și a mai fost un suflet pecetluit și au fost exact 14 cât a vorbit Duhul Sfânt. Observați și aici, vorbește Duhul Sfânt prin Debora și spune 10.000 vor merge la război. De ce nu merg 10.000 plus 1? Nu, 10.000 au plecat la război pentru că Duhul Sfânt a mișcat 10.000 de oameni. Minunat face Duhul Sfânt lucrarea asta, să știți. Și priviți ce spune aici, au dat de știre lui Sisera, versetul 12 din Judecători 4. Și Sisera imediat se mobilizează, versetul 13, și își strânge spre pârâul Chisonului toate carele, 900 de care de fier și tot poporul care era cu el. Și atunci Debora iarăși vorbește cu Barac și uitați-vă cum călăuzea Duhul Sfânt, fraților și surori, atunci. Și să știți că Duhul Sfânt călăuzește prin mesaje directe chiar și astăzi. Zilele trecute m-am întâlnit cu un frate și îmi povestea despre strângerea asta frumoasă de pe muntele Țibleșului. În fiecare an, în luna august, se adună pe muntele Țibleșului și se roagă lui Dumnezeu, frați, și sunt lucrări și sunt lucrări frumoase acolo. Și povestea acest frate bătrân că în timpul comunismului, la un moment dat, când s-a adunat acolo pe muntele Țibleșului ca să se închine lui Dumnezeu, a vrut să facă cina Domnului. Și au zis, hai să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Și în timp ce ei se rugau, iese un proroc cu o descoperire din partea Domnului. Fugiți că vine vrăjmașul. Și atunci, imediat au înțeles cu toții și au plecat de acolo, s-au dus în altă parte. Era seară târzie. Și când au ajuns în al doilea loc, s-au rugat iarăși și au cerut binecuvântarea lui Dumnezeu și prin același proroc, plecați că vine vrăjmașul. S-au plecat și de acolo. Și când s-au urcat undeva așa pe o înălțime, la marginea unei păduri și s-au uitat înapoi, au văzut jandarmii și milițienii cum îi căutau. I-au văzut în urmă și au știut că Duhul Sfânt le-a vorbit și s-au întărit mai tare în credință și s-au dus mai departe. Și-au străbătut pădurea, s-au dus în partea cealaltă. Și iarăși au cerut a treia oară binecuvântarea lui Dumnezeu. Și Domnul le-a spus, aici, aici, aici. Trei cuvinte. Și ajunge să știți, pentru că atunci când Duhul Sfânt vorbește, atunci e suficient un cuvânt, e suficient să-ți dea cinci cuvinte, nu o mulțime de cuvinte fără rost, dar să vorbească Duhul Sfânt. Și când au auzit aici, 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 acolo au și luat pâinea,
rodul Viței și au avut niște bucurii extraordinare, pentru că nu i-a mai găsit nimeni acolo. Observați, Duhul Sfânt intervine aici, în această istorie minunată a Deborei. Spuneam, Debora, un proroc al lui Dumnezeu, într-un popor care era fără proroci. Așa era poporul atunci. El se îndepărtase de Dumnezeu. Și de ce să nu recunoaștem că chiar dacă în poporul nostru, fraților și surori, mai avem câte un proroc, dar ar trebui să avem mult mai mulți. Mult mai mulți. Acum 80, 90 de ani, 60, 70 de ani, spuneau bătrânii că oriunde te duceai la țară, la o bisericuță mică, era cel puțin un proroc sau doi. Cântăreții erau foarte rari, dar atunci prorocii erau mulți și erau proroci de la Domnul, erau avizați de Domnul, erau extraordinari de călăuziți de Duhul Sfânt. Acum te duci pe la țară, pe la oraș, găsești cântăreți cu duiumul, dar prorocii al lui Dumnezeu, să știți, tot mai puțin, tot mai puțin și tot mai puțin. Și de multe ori ne întrebăm oare de ce se întâmplă lucrurile acestea. Mesajele sunt un pic mai șovăielnice, mai nesigure, nu neapărat nesigure, cât sunt un pic ambigue mesajele. Și este o explicație în Biblie. Fiecare prorocește pe măsura credinței. Dar dacă un proroc, un om al lui Dumnezeu, se lovește de anumite lucruri în biserică care n-ar trebui să existe, el așa se mâhnește și deja nu mai are puterea aceea să ceară lui Dumnezeu un cuvânt clar, un cuvânt cu dată, cu oră, un cuvânt precis, pentru că el se lovește de foarte multe și aș putea aici să aduc multe exemple. Dar uitați-vă la femeia asta, la Debora, ea pleacă ca un bărbat, se duce în război, 10.000 de oameni și o femeie, asta a fost bătălia lui Dumnezeu atunci. Și Debora se ridică la un moment dat și când vede, vă dați seama, 900 de cară de fier și un popor cât frunza și iarbă, poporul ăsta era foarte mult atunci și toți mergeau să se bată cu Barac și cu poporul care era cu el, cu 10.000 de oameni. Dar versetul 14 spune așa, Debora vedea ce nu vedeau alții. Atunci Debora a zis lui Barac, scoală-te căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în mâinile tale. Într-adevăr, Domnul merge înaintea ta. Acesta a fost mesajul unui proroc care vedea ce nu vedeau alții. Și spune versetul 14, și Barac s-a repezit de pe muntele Taborului cu 10.000 de oameni după el. Domnul a pus pe fugă dinaintea lui Barac. Și uitați-vă cum, prin ascuțișul săbiei, acolo trebuie să-și folosească sabia, pe Sisera, toate carele lui și toată tabăra. Sisera s-a dat jos din carul lui și a fugit pe jos. Barac a urmărit carele și oștirea până la Haroșet Goim și toată oștirea lui Sisera a căzut sub ascuțișul săbiei fără să fi rămas un singur om. Fraților și surori, ne uităm la această femeie și aici vedem capitolul credinței în viața acestei femei, acestui proroc minunat al lui Dumnezeu. Un capitol al credinței, capitolul credinței. Uitați-vă, femeia asta, prin credință, versetul 6, trimite să cheme pe Barac, fiul lui Abinoam, și începe să-i spună, uite, asta e porunca lui Dumnezeu și trebuie să pleci la război. Femeia asta, prin credință, pleacă cu el la război. Versetul 10. Debora a plecat cu el. Femeia asta, prin credință, vede că Domnul merge înaintea poporului. Versetul 14. Într-adevăr, nu mă îndoiesc, nu, eu nu zic poate, s-ar putea, nu. Într-adevăr, Domnul merge înaintea ta. Femeia asta, prin credință, a făcut toate lucrurile. Și spune Cartea Evreilor, capitolul 11, căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Culmea că în Evrei, în capitolul 11, versetul 32, îl aduce în prim plan pe Barac,
pe Barak, pe omul lui Dumnezeu Barak. Nu vorbește nimica despre Debora, dar Debora a fost femeia care a iubit locul 2, să știți. Pe locul 1 a rămas Dumnezeu, pe locul 2 a rămas Debora și până la urmă Debora a cedat locul 2 alteia, o să vedem imediat cine a luat locul 2 și a trecut pe 3 și apoi a cedat și locul 3 lui Barak și ea s-a dus la locul 4. Tot mai jos. De ce? Pentru că ea știa că cine se zmerește va fi înălțat. Și uitați-vă ce minune vorbește Dumnezeu că s-a întâmplat printr-un mesaj profetic. A pornit o lucrare mare, o lucrare de eliberare printr-un mesaj profetic. Ce era dacă Debora nu stătea la locul ei de veche? Ce era dacă Debora nu asculta vocea lui Dumnezeu? Spunea bine un frate și explica acel verset din Timotei în care spune că într-o casă mare sunt multe tipuri de vase, multe feluri de vase. Și spune aici în 2 Timotei capitolul 2, versetul 20, sunt vase de aur, de argint, de lemn și de pământ, dar sunt unele pentru întrebuințare de cinste și altele pentru întrebuințare de ocară. Dar versetul 21 ne spune cum să fim noi vase, chiar dacă Domnul poate te-a făcut un vas de lemn sau poate te-a făcut un vas de pământ și nu ești de argint sau de aur. Problema ta nu este să devii vas de argint sau de aur dacă Dumnezeu n-a vrut să fii un astfel de vas. Pentru că sunt și lucrări în care trebuie să existe vas de lemn sau vas de pământ. Problema noastră este în versetul 21. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, de ce anume? Uitați-vă mai sus. Să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pierirea celor ce le ascultă. Să se ferească de vorbăriile goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor roade ca și cangrena. Deci trebuie să ne curățim de lucrurile acestea. Și atunci, spune versetul 21, acel om va fi un vas de cinste, sfințit, folositor și destoinic. Sfințit, folositor și destoinic. Și care e problema? Dacă vine un musafir la tine, ești o gospodină, tu nu poți să te duci și să-i dai paharul ăla care îl știi tu că e cel mai frumos sau dintre cele mai frumoase, pentru că înainte, ca să apară musafirul, cineva a băut din pahar și paharul e murdar. Și nu-l poți da la musafir pentru că e murdar. Ei, cam așa este și în lucrarea și în casa lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne păstrăm curați ca Dumnezeu să ne poată folosi. Debora s-a păstrat curată, fraților și surori, și Dumnezeu a luat-o și a folosit-o într-o lume și într-un popor care, așa cum aminteam mai devreme, era fără cuvântul lui Dumnezeu și era chiar fără Dumnezeu. Era fără proroci, cuvântul lui Dumnezeu era rar, vedenile nu erau dese, proroci nu prea existau și Dumnezeu s-a retras din viața poporului evreu. Dar femeia aceasta, pentru că și-a păstrat curăția, pentru că și-a păstrat credința în inima ei, ea a reușit, prin puterea lui Dumnezeu, să aducă o schimbare mare, majoră în poporul Israel. Haideți să vedem puțin care era starea poporului din timpul Deborei. Că pe Debora am văzut o femeie a credinței, o femeie curată, o femeie prin care Dumnezeu vorbea. O femeie care a venit și a vorbit ceea ce i-a dat Dumnezeu și Dumnezeu a fost cu ea. Haideți să vedem primul lucru, constatările acestei femei. Care era starea poporului din timpul Deborei? În primul rând, haideți să vedem încântarea ei în capitolul 5, versetul 6. Ce stare avea poporul atunci? Pe vremea lui Shamgar, fiul lui Anat, pe vremea Iaielei, drumurile erau părăsite și călătorii apucau pe căi strâmbe. Fraților și surori, la noi, în vremea noastră, ca și în vremea aceea, au dispărut drumurile adevărate. Au dispărut cărările neprihănirii, să știți. Vin tot mai mulți oameni și tot mai mulți spun
cărarea neprihănirii nu e așa cum au spus-o alții înaintea noastră. Noi putem face și cu tare, și cu tare, și cu tare, pocăința nu-i chiar așa. Și încep să dispară, să știți, drumurile adevărate. Și s-a ajuns în poporul evreu până acolo, încât în Ieremia 6:16, Dumnezeu strigă prin prorocul și spune așa: stați în drumuri, uitați-vă și întrebați, care sunt cărările cele vechi? Care este calea pe care trebuie să umblați? Și dacă o veți găsi, veți găsi pace, odihnă pentru sufletele voastre. Fraților și surori, constatările prorocului de atunci sunt egale cu constatările lui Dumnezeu din vremea noastră. Încep să dispară drumurile. Diavolul este cel care distruge căile de comunicație, care distruge drumurile. Între soț și soție seamănă zavistie, ceartă, mânie, despărțire, între tată și copil, între mamă și fiică, între copii și părinți, între copii și părinții spirituale. Asta o face diavolul, asta e meseria diavolului, să meargă și să rupă și să distrugă drumurile. Am aici o poezie a fratelui Traian Dorz. Și mi-a dat foarte mult de gândit această poezie, vreau să o aduc în fața voastră și ascultați ce spune acest om al lui Dumnezeu. Când era credința bună, mergea noaptea fără lună pe ninsoare și furtună, numai să fie împreună. Pentru neric și pe tină nu era nimic să o țină. Erau frații peste munte și părea că-s aici, la punte. Erau frații peste țară și părea că-s aici, afară. Era rugăciunea lungă și părea că nu-i să ajungă. Erau lacrimi nu știu câte, erau uși nezăvorâte, erau gânduri fericite, zilele numai însorite, ochii numai împreună, gândul numai voie bună. Dintr-o pâine cât era, luau tot și ajungea. Era casa plină, plină și mai tot doreau să vină. Era lumea cât un sat. Nu vedeai niciun păcat, căci din câți treceau pe prag, Dumnezeu era mai drag. Dar decât credința moare, nu mai merge nici pe soare. Vremea-i dulce, calea-i bună, ea nu merge nici pe lună. Nu-i nici noapte, nu-i nici tină, dar ea tot găsește vină. Frații-s numai peste vale, dar ea nu își mai face cale. Frații-s numai în grădină, dar ea n-are timp să vină. Altul suferă și moare, dar ea șade și n-o doare. Rugăciunea-i pare lungă, lenevia i-o alungă. Lacrimile-s tot mai rare, ușa-i tot mai cu zăvoare. Gândurile-s tot mai grele, noaptea tot mai fără stele. Vorbele-s tot mai deșarte, inima tot mai departe și din cât belșug s-ar strânge, pentru Domnul nu ajunge. Țara întreagă de-ai străbate n-ai vedea decât păcate, căci din cât se duc și vin, Dumnezeu e mai străin. Vedeți, e o poezie care surprinde de fapt ceea ce era pe timpul Deborei și ceea ce este în timpul nostru. Noi avem acum șosele tot mai bune și ne lăudăm cu asta. Niciodată n-a avut Europa, dar România, nici atât. Drumuri mai bune, șosele mai bune, avem șosele late, avem șosele bune, avem mașini bune, dar comunicarea dintre inimă și inimă, dintre frate și frate, dintre soră și soră, e tot mai deficitară. Avem telefoane performante, altădată nu le aveam. Dar acum foarte greu comunicăm. Mai degrabă răspândim o bârfă decât să vorbim despre Domnul. Mai degrabă spunem niște lucruri care îl întristează și îl supără pe Dumnezeu decât să aducem zidire altora. Și uitați-vă că diavolul a reușit să distrugă drumurile, căile de comunicații. Când dispar drumurile adevărate, apar căile strâmbe. Uitați-vă ce spune versetul 6. Pe vremea lui Șamgar, pe vremea Iaelei, drumurile erau părăsite și călătorii apucau pe căi strâmbe. Atâția călători astăzi apucă pe căi strâmbe, fraților și surori.
și atâția se rătăcesc de la Domnul și ajung pe căile pieirii. Să știți că sunt oameni care vin și vreau să vă spun și asta, pentru că s-ar putea să fie un semnal de alarmă pentru cineva. Într-o biserică, la un moment dat, a fost dată o lucrare și spunea Domnul în felul următor: că despre tine care cu unealta diavolului, cu unealta satanei, ai împins multe suflete în iad. A venit vremea să-ți ies înainte, să te trezești, că altfel te voi lovi cu moarte, a spus Domnul. Și omul acela și căzut leșinat la pământ. Și frații l-au trezit cumva și l-au întrebat și au zis: ce-i cu tine? Ce ai făcut? Și el spunea: știți ce am făcut? Și numai acum pot să mărturisesc că m-a dat Duhul Sfânt pe față. Zice, se pocăia câte cineva, intra în apa botezului și mă puneam lângă el și începeam să-i spun în felul următor: auzi cum predică fratele cu tare? Nu-i chiar așa, frate. Mai lasă că pocăința nu-i așa de îngustă. Omul ăsta e îngust. Pocăința e altfel. Și zice, eu îi dădeam alte învățături și îl bifam pe altul și pe altul și pe altul și pe oamenii care se pocăiau și erau nou convertiți, erau oameni veniți la mântuire de curând, pe ei, zice, eu i-am împins în iad, pentru că unii din ei au ajuns iarăși în lume, nu mai era păcat să bei câte un pic, că eu le-am zis, nu mai era păcat să meargă să flirteze câte un pic, că eu le-am zis, și cu unealta asta, inima asta rea și necredincioasă pe care diavolul mi-a dat-o, zice, cu asta eu i-am împins pe mulți în iad și în pierzare. Să fim atenți, fraților și surori, diavolul este cu drumurile distruse și Dumnezeu este cu calea cea bună și vie, adică Iisus Hristos Domnul, eu sunt calea, adevărul și viața. Mergem la a doua constatare a prorocului. E constatare reală, e contemporană, e și pentru vremea noastră, versetul 7. Căpetenile erau fără putere în Israel, fără putere, până când m-am sculat eu, Debora, până când m-am ridicat eu ca o mamă în Israel. Fraților și surori, a doua constatare, a doua durere pe care o avem noi în vremea noastră și a fost și atunci, că au dispărut căpetenile adevărate, oamenii sunt tot mai fără putere, sunt tot mai slabi. Uitați-vă ce spune în Deuteronom 6:5 și Domnul vine și mă întreabă pe mine și pe tine, unde ți-i puterea? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta. Și acest verset este preluat de Domnul în Noul Testament și este amintit. Cu toată puterea, cu tot cugetul, cu tot sufletul, cu toată ființa ta. Noi așa trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Și vine Domnul și spune, unde-s căpetenile adevărate? Unde-s căpetenile puternice? De ce atunci când noi mergem și ne rugăm pentru un demonizat, demonii râd de noi și nu mai ies și omul rămâne tot sub povară? De ce atunci când mergem și facem ungerea în față, pe podium, la oameni, oamenii nu mai primesc vindecarea? Și îmi spunea odată o soră bătrână și m-am îngrozit, fraților, m-am îngrozit. Spunea în felul următor, am fost într-o biserică mare din Cluj, se făcea rugăciune pentru bolnavi și păstorii se rugau. Și zice, am văzut niște broaște, sărea broasca din ăsta în celălalt, din celălalt în celălalt, din celălalt în celălalt. Și numai așa se schimbau duhurile, broaștele se schimbau din om în om. Și oamenii rămâneau tot sub povară. De ce? Au dispărut căpetenile adevărate. Uitați-vă în jur și spuneți-mi, fraților și surori, 10 oameni care s-ar putea prinde pe viață și pe moarte contra iadului. 10 oameni, numai 10. Să-i punem pe o listă. Nu știu, nu vă pot spune lista asta. Și să știm, așa cum se vorbea altădată, povestea fratele Vilucă. Zice, m-am dus în misiune undeva și prin mine a ieșit o lucrare în felul următor. Cât despre tânărul care este muncit de duhuri, zice, dacă se vor găsi 7 bărbați să stea 7 zile în post și rugăciune, îl voi elibera. Și frații au zis către fratele Vilucă, dacă prin tine a fost lucrarea, te rog să stai aici la noi și te rog să stăm 7 zile, că mai găsim încă 6 bărbați. Și s-au găsit 7 și au stat 7 zile în post și rugăciune și după 7 zile de post și rugăciune, copilul acela a fost eliberat, pentru că așa a vorbit Dumnezeu. Dacă căutați acum, fraților, 7 oameni care să stea 7 zile, greu găsești, foarte greu. De ce? Au dispărut![![![![››рири////==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 └
căpetenile adevărate. Umblăm după grade, umblăm după funcții, umblăm după scaune. Ne trebuie, așa cum spune acolo, locul întâi în sinagogă, să vină cineva și să te laude că ești reverend, că ești păstor, că ești președinte, că ești doctor, că ești nu știu ce, dar mai ești robul lui Dumnezeu. Uită-te un pic cum erau oamenii de altă dată. Uită-te cum erau căpetenile de altă dată. Mi-a povestit odată o soră și m-am mirat și de treaba asta. Spunea în felul următor, și asta a fost de mult, să știți, cred că-s 20 de ani de atunci. Mi-a zis că a avut un vis. În visul ei se făcea evangelizare la stadion. Și să știți că microbul ăsta al evangelizărilor pe stadion e tot mai răspândit. E tot mai răspândit. Vrem să facem evangelizări, dar bisericile noastre, să știți, o iau razna. Noi ar trebui, așa cum spuneam la început, să ne reparăm bărcile și după aceea să mergem să prindem pești. Dacă noi nu ne reparăm bărcile, atunci când o să punem peștii, o să-i trimitem în barcă și o să umplem barca cu ei, barca aia o să înceapă să ia apă și o să se ducă la fund cu tot cu peștii noștri. Noi trebuie să ne reparăm bărcile, noi trebuie să ne reparăm bisericile și apoi să mergem la evangelizare și Dumnezeu poate să ne dea biruință. Sora asta îmi spunea cu vreo 20 de ani că a avut un vis, era o evangelizare pe un stadion și se duceau reverenzii și păstorii și doctorii în teologie. Se duceau cu mașini negre, cu limuzine să vestească numele lui Dumnezeu pe stadion. Că ăștia erau de teapa aceluia care a zis că predică numai de la 100 în sus. Parcă Domnul Hristos a predicat numai de la 100 în sus, nu? La fântâna aceea din Sihar, la cât? La 100 a predicat? Sau la o femeie? Dar ăștia mergeau cu limuzinile să predice. Și spunea sora, am văzut în visul meu două persoane. Una de la baptiști și una de la penticostali. Unul era fratele Iacob Șumandia, un pionier al credinței din zona Clujului, și celălalt, zice, era unul Alexa Popovici. Și a trebuit să caut și să-i spun cine a fost Alexa Popovici, un pionier al credinței baptiste. Un om care a fost folosit de Dumnezeu la rândul lui într-un mod minunat. Și spunea sora în felul următor, ăștia doi, unul de la baptiști și unul de la penticostali, se duceau și ei spre stadion să audă cum predică reverenzii. Și în drumul lor spre stadion, doi erau, mergeau pe lângă bicicletă și vorbeau de la om la om și întrebau, auzi, îl cunoști pe Domnul, iubești pe Domnul, ți-a iertat păcatele, vrei să intri în cer. Și cum știau ei? Oamenii se pocăiau, se mântuiau prin predica celor doi oameni simpli. Și sora aude o voce care spune în felul următor, mai mult se vor întoarce la Dumnezeu prin vestirea acestor doi oameni decât prin predicile celor care se duc cu limuzina să țină predici. Extraordinar! Păi stai că ea predică la 1000, la 2000, la 10000, la 30000 odată. Nu contează. Prin lucrarea de la om la om, oameni care au știut să se coboare la nivelul celor de rând, prin lucrarea aceea Dumnezeu a dat mari biruințe. Și să știți că se văd multe, multe, multe biruințe. Și întreb a doua întrebare de aici. Unde sunt căpetenile adevărate? Că dacă mergea fratele Iacob Șumandia și se ruga pentru un demonizat, demonul ieșea și fugea. Am fost cu el, că l-am iubit foarte mult. A plecat la Domnul în 2010 și l-am luat și l-am dus. Și așa cum a țin minte experiența asta specială, m-am dus cu el la spital. Era un băiat bolnav de cancer. Băiatul ăsta era nepocăit. Portarul ne-a zis că ne lasă să intrăm la căpătâiul lui și să stăm 5 minute, atât. Și ca să ne ținem de cuvânt, fratele Iacob a intrat și a spus așa, trebuie să-L primești pe Iisus ca Domn în inima ta, trebuie să te pocăiești, trebuie să faci juruință că îl vei sluji pe Domnul până la moarte și Domnul te vindecă. A intrat într-o rugăciune scurtă și a pus mâinile peste el și a ieșit afară și a zis, hai să plecăm să ne ținem cuvântul. A doua zi am primit un telefon, tânărul era vindecat, cancerul a dispărut. Mare puterea lui Dumnezeu, să știți. Unde-s căpetenile adevărate, fraților? Unde-s? Pentru că uitați-vă ce spune aici. Au dispărut căpetenile adevărate. Erau fără putere în Israel. 3. A dispărut Dumnezeu din închinare. Și să știți că și la noi se întâmplă la fel.
Uitați-vă ce spune aici. Versetul 8. Poporul își alesese noi Dumnezeu. Poporul își alesese noi Dumnezeu. Ce să vorbim, fraților și surori, 2 Corinteni 4:3 vorbește de Dumnezeul veacului. Și Dumnezeu ăsta a fabricat o mulțime de Dumnezei. Mamona, Dumnezeul banului, Matei 6:24. Atâți au fost prinși de zeul ăsta care are tot felul de fețe. Baz albastre, baz verzi, depinde de banii pe care îi iubești. Și vine Domnul și trage un semnal de alarmă și spune: uită-te că în timpul de borei au dispărut drumurile adevărate, au dispărut căpetenile adevărate și au dispărut Dumnezeu din închinare și oamenii, în loc să se închine lui Dumnezeu, ei se închină la idol. Și gândește-te atunci când ești la biserică și când alții predică și alții cântă și alții se închină și alții se roagă. Dacă tu te gândești cum să mai faci încă și încă și încă un ban și încă un ban, să mai pui pe toți ăia pe care îi ai, nu știu dacă Dumnezeu este Dumnezeul tău. S-ar putea că Dumnezeu a ieșit din schema ta de închinare și a rămas Mamona, Dumnezeul banului. Uită-te la Dumnezeul din Iov 12:6, Dumnezeul pumnului. Și sunt mulți astăzi care se închină și spun ei: cum zic eu, așa să se facă. Și bate Domnule cu pumnul. Și ăsta e un alt Dumnezeu care vine și prinde pe mulți în cursa lui. Uită-te la Filipeni 3:19, la Dumnezeul pântece. Dumnezeul pântece, iubitor de plăceri, spune 2 Timotei 3:4, mai mult ca iubitor de Dumnezeu. Oameni care se închină la mâncare. Ei trăiesc de pe o zi pe alta numai ca să mănânce și numai ca să se simtă bine. Și vedeți, a dispărut Dumnezeu din închinare și au apărut idolii. Gândește-te, ești la biserică, în loc să fii atent la ceea ce se vorbește acolo, tu visezi cum ai fost acum o zi, acum două zile, nu știu unde, la ce restaurant, ce ai mâncat și cum te-ai mai duce încă o dată. Nu cumva te-a prins Dumnezeul acesta? Și apoi, ce să mai vorbim de Habacuc 1:7-11, Dumnezeul eu, Dumnezeul eu. Eu. Și dacă într-o biserică sunt 100 de membri și fiecare zice eu, sunt 100 de euri. Și Dumnezeu îi pe nicăieri, Dumnezeu pleacă din locul acela. Pentru că oamenii se închină la eu. Ce se întâmplă când dispare Dumnezeu din schema noastră de închinare? Să știți că dispare pacea din sufletele noastre. Acesta este un semn foarte mare. Uitați-vă la versetul 8. Poporul și-a ales noi Dumnezei. Și atunci războiul era la porți, dar nu vedeai nici scut, nici suliță la 40.000 în Israel. Dispare pacea și dispar armele spirituale, fraților. Armele de lovire și de apărare ale neprihănirii din 2 Corinteni 6:7. Armele defensive de retragere, scutul, dacă vreți, scutul credinței și armele de atac, sabia Duhului, care e cuvântul lui Dumnezeu. Când ai citit ultima dată în cuvântul lui Dumnezeu? Când ai luat cuvântul acesta să-ți hrănești sufletul cu el și apoi să devină sabia ta, arma ta de atac contra diavolului? Când i-ai spus diavolului ultima dată, este scris și așa rămâne? Când? Uită-te ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu și Domnul nu se joacă cu cuvintele, să știți. Constatările prorocului de atunci sunt aceleași și pentru zilele noastre. Drumurile dispar, căpetenile adevărate dispar. De ce? Pentru că l-am luat pe Dumnezeu de pe locul 1 și l-am aruncat pe locul 2, pe locul 3, pe locul 4, pe locul 100. Și Dumnezeu nu mai poate să lucreze pentru că noi nu-L mai lăsăm să lucreze. Apele lui Dumnezeu curg, dar s-a întâmplat undeva într-o familie odată că s-a blocat totul. Și a venit un instalator să vadă ce se întâmplă, de ce nu mai curge apa. Ei, ce s-a întâmplat? Pe conductă a ajuns o piatră și din cauza acelei pietre apa nu mai curgea. Nu cumva între tine și Dumnezeu inima ți s-a făcut ca o piatră? Nu cumva ți s-a împietrit inima și piatra asta blochează apa lui Dumnezeu, apa cea curată să curgă de sus peste noi? S-ar putea să fie lucrul acesta. Dar vedeți, constatările prorocului sunt foarte clare. Pentru atunci și pentru acum au dispărut drumurile, au dispărut căpetenile, a dispărut Dumnezeu din închinare, a dispărut pacea, au dispărut armele adevărate, armele de lovire și de apărare.
Oamenii care se ocupă cu pântecele, ăștia nu o să mai lupte cu sabia Duhului. Oamenii care luptă cu pumnul, ăștia nu o să mai meargă în bătălie să strige sabia Domnului și a lui cutare. Oamenii care se luptă numai cu banii și numai cu relațiile, oamenii ăștia nu o să poată să meargă și să spună așa vorbește Domnul. Domnul să aibă milă, să știți, de bisericile noastre și în special de noi, pentru că să știți că acest mesaj din seara asta, Domnul mi l-a dat ca pe un mesaj de avertizare, ca pe un mesaj de trezire. Și eu îi văd dimineața pe copiii mei când dorm profund și vrem să mergem la biserică sau în misiune. Dacă e zgâlții puternic, să supără, nu le place, plâng, vor să mai doarmă. Și așa sunt oamenii la care nu le plac mesajele de genul acesta, mesajele de trezire. Dar dacă ei stau deasupra unei prăpăstii sau pe marginea unei prăpăstii și tu vrei să-i trezești, nu-i bine să strigi în urechile lor și să-i zgâlții puternic ca să-i scoată Dumnezeu de acolo, să nu cadă în prăpastie? Dacă stai pe șinele de tren și tu dormi acolo, că ai adormit, că te-a adormit păcatul acolo și vine cineva și te zgâlție puternic și spune, băi omule, trezește-te, că vine trenul și te distruge, nu îi mulțumești după aceea, ba da. Dar atâta vreme cât ești inconștient, atâta vreme cât ești adormit, încă te superi, încă te enervezi, încă te distruge un cuvânt de genul acesta și nu-ți place și te taie pe inimă. Dar atunci când vine Duhul Sfânt și spune, măi, uite unde ai ajunge tu dacă s-ar întâmpla să vină Domnul, te-ai duce poate în iazul de foc și pucioasă. Și atunci Domnul începe să-ți vorbească și îți vorbește și atunci te trezești. Și atunci când te trezești, îți vezi starea și te întorci la Dumnezeu. Uitați-vă, primul lucru pe care l-am amintit în seara aceasta a fost despre Debora. Un om, o femeie a credinței. Cred în cuvântul lui Dumnezeu, îl cheamă pe Barac și transmite cuvântul lui Dumnezeu, îi spune cu punct și virgulă despre cifra de soldați care trebuie angajată în luptă. 10.000 de oameni din Neftali și din Zabulon, nu din alte seminții, cu ăștia Dumnezeu face minuni, merge cu el la luptă iarăși prin credință, în timpul luptei îi spune scoală-te și du-te în bătălie, că Dumnezeu merge înaintea ta, îi vorbește prin credință, dar am vorbit și în rândul al doilea, în punctul al doilea, despre starea poporului de atunci, constatări ale prorocului. Starea poporului de atunci, a poporului de acum, că au dispărut drumurile adevărate, a dispărut din ochii noștri calea aceea pe care Domnul ne-a adus-o și a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, au dispărut căpetenile adevărate atunci și la noi sunt tot mai puține, a dispărut Dumnezeu din închinare. Uitați-vă, fraților și surori, numai atâta vă spun, un exemplu simplu. Uitați-vă la un program dintr-o biserică mare, încă în bisericile mici nu există flagelul ăsta sau e foarte puțin, dar să știți că o să se facă până la urmă și acolo. Și acolo să se facă tot la fel, pentru că așa lucrează diavolul progresiv. Într-o biserică mare, uitați-vă și urmăriți, în general vorbesc, și analizați cântările care se cântă numai la o slujbă sau numai la un program, cum spunem noi, de la ora 9 până la 12. Și numărați de câte ori în cântările acelea se spune Dumnezeu sau cuvântul sau versete din Biblie și numărați de câte ori spune cântărețul eu. Și o să ne dăm seama că Dumnezeu începe să dispară din închinarea noastră. Pe Dumnezeu îl punem la o parte și nu-l mai lăsăm în închinarea noastră și apare orice altceva, orice altceva, dar acolo nu mai este Dumnezeu. Și atunci ne întrebăm de ce suntem slabi, de ce suntem șovăielnici, de ce Dumnezeu nu mai vindecă, de ce Dumnezeu nu mai eliberează, pentru că noi l-am luat pe Dumnezeu de pe locul 1 și l-am pus pe alt loc, nu știu pe care, dar l-am pus pe alt loc. Și Dumnezeu a zis, ok, dacă voi faceți așa, se repetă istoria. Ca în timpul judecătorilor, ca în timpul prorocilor, eu ies din mijlocul vostru și mă duc în altă parte. Și din cauza asta o să las între voi un duh de adormire, că nici măcar nu o să vă dați seama că eu am plecat.
Și asta să știți că este durerea multor biserici. Durerea multor biserici. Haideți să mergem mai departe și să vedem al treilea lucru. Primul, spuneam, credința Deborei, credința prorociței acesteia. Al doilea, starea poporului. Al treilea lucru, cum se poate câștiga o bătălie. Cum se poate câștiga o bătălie. Minunat, să știți, minunat. Uitați-vă în cântarea Deborei, capitolul 5, la versetul 9. Acest verset schimbă totul. Inima mea se îndreaptă spre căpetenile lui Israel, spre aceia din popor care s-au arătat gata să lupte. Și atenție, binecuvântați pe Domnul. Versetul 10. Voi care călăriți pe măgărițe albe, ăștia-s domnoși, ăștia care merg în limuzine de lux. Și astăzi. Dar Domnul nu are nimic, nicio treabă cu limuzinele. Vorbeam adineori de limuzine. Nu are Domnul treabă cu limuzinele. Voi care ședeți pe covoare, sunt alții care, așa i-a creat Dumnezeu, să stea mai mult pe acasă, să mediteze, sunt un pic mai pasiv, poate mai citesc o carte. Și voi care umblați pe drum, sunt cei care sunt activi, zice, cântați. Dar uitați-vă ce se întâmplă aici. Cum se câștigă o bătălie? Versetul 9 și versetul 10 ne dau rețeta câștigării unei bătălii. Știți care e asta? Locul 1 este al lui Dumnezeu. Atât. Locul 1 este al lui Dumnezeu. În orice. De ce spune această femeie? Inima mea se îndreaptă spre căpetenii. Pentru că în urma unor căpetenii se rolează oameni, fraților. În urma unui păstor, e biserica, în urma unui comitet care conduce, îi poporul. Și Domnul le vorbește în special căpetenilor și le spune în felul următor, binecuvântați pe Domnul, nu-l mai binecuvântați pe Moloch sau pe altul, sau pe altul, sau pe Baal, sau pe Astartea. N-aveți voi nicio treabă cu asta. Voi trebuie să-l binecuvântați pe Domnul, să-l puneți pe Dumnezeu pe primul loc în viața voastră. Și uitați-vă, fraților și surori, cum se câștigă o bătălie. E a treia minune de aici, din textul nostru. Prima era o femeie a credinței. Debora, o femeie a credinței. A doua minune, un popor care a luat-o pe nicăieri pentru că s-a îndepărtat de Dumnezeu. A treia, cea mai mare. Locul numărul unu e locul lui Dumnezeu. Binecuvântați pe Domnul. Puneți-L pe Dumnezeu, fraților, la locul întâi. Punctul strategic principal e câștigat astfel. Și uitați-vă, deja putem să mergem și să facem comparație între versetul 6 și versetul 9-10 în jos. Dacă atunci erau drumuri părăsite, versetul 6, uitați-vă ce spune aici, voi care umblați pe drum, deja a apărut drumul, voi trebuie să cântați. Dacă atunci erau căpetenii fără putere, acum Dumnezeu e la locul lui. Versetul 9, s-au arătat căpetenile gata să lupte. S-a schimbat totul. Dacă atunci când l-a spus pe Dumnezeu pe locul 2, 3, 4, 5, au apărut noi Dumnezei, acum binecuvântați pe Domnul și cântați în cinstea Lui. Și uitați-vă ce spune aici despre Debora. Debora spune, trezește-te, Debora, versetul 12. Trezește-te și zi o cântare. Și acest cuvânt, să știți, în original, are sensul unei îmboldiri, așa cum păsările își îndeamnă puii să-și folosească aripile la zbor, așa cum vulturii își aruncă puii din cuib. Așa a venit Duhul Sfânt la Debora și a zis, Debora, ești din pasivitate, tu ești un proroc, ești o femeie a lui Dumnezeu, cântă, Debora, ce să cânt, Doamne, îți voi da eu ce să cânți, dar tu trebuie să începi să cânți. Și începe Debora să cânte. Dacă atunci au fost noi Dumnezei, acum apare Dumnezeu pe primul loc. Dacă atunci războiul era la porți, uitați-vă ce spune versetul 11. Arcașii din mijlocul adăpătoarelor să laude cu glasul lor binefacerile Domnului. Atunci poporul Domnului s-a coborât la porți. Înainte, fraților și surori, războiul era la porți, spune versetul 8. Acum a coborât poporul lui Dumnezeu la porți, pentru că Dumnezeu a început să dăruiască poporului său putere. Dacă atunci nu exista scut și suliță în Israel,
Acum începe Dumnezeu să-și înarmeze poporul și știți ce minune face Domnul aici? Versetul 11, arcașii din mijlocul adăpătoarelor merg și încep să lucreze. Uitați-vă ce spune versetul 19. Împărații au venit, s-au luptat. Atunci au luptat împărații Canaanului la Tanac, la apele Megiddo. Din ceruri se luptau, de pe cărările lor, stelele se luptau împotriva lui Sisera. Extraordinar! Pârâul Chison i-a luat, pârâul din vremile străvechi, pârâul Chison. Pârâul ăsta avea o albie uscată și a venit Dumnezeu și l-a umplut de apă în momentele acelea, pentru că în Israel erau căpeteni și erau oameni, dar erau slabi, nu puteau să facă față la așa armată. Și a venit Dumnezeu și a folosit oștirea stelelor. Probabil că i-a încurcat pe câmpul de bătălie, oamenii de atunci se ghidau după stele, știau unde este steaua polară, unde e nordul, unde e sudul, încotro să meargă și nu mai înțeles nimic. S-au încurcat stelele pe cer, s-au dus în alte părți, Dumnezeu i-a bătut pentru că stelele luptau împotriva vrăjmașilor. Un pârâu uscat a luptat împotriva vrăjmașilor. Ce s-a întâmplat aici? O femeie n-a avut suliță, n-a avut sabie, dar a luat un ciocan. Și s-a împlinit încă o dată minunăția asta de prorocie pe care a rostit-o Duhul Sfânt prin Debora. De aceea să ne rugăm și astăzi pentru proroci ca Domnul să-i facă într-adevăr așa cum trebuie să și fie gura lui Dumnezeu. Versetul 9 din Judecători 4. Eu voi merge cu tine, a spus Debora. Dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, că Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. Nu l-a dat pe Sisera în mâinile lui Debora. L-a dat în mâinile unei femei care se numește Iael. Iael. Iael înseamnă cel care urcă. Vedeți, era o bărbătoasă, avea și nume de bărbat. Cel care urcă. Iael. Asta însemna. Și Sisera, spune versetul 17 din 4, că a fugit pe jos în cortul Iaelei, era nevasta lui Heber, ăsta era chenit, vă dați seama, nici măcar nu era evreică femeia asta, că era din neamul lui Moise, din socrul lui Moise, și Iael iese înaintea lui și îl ascunde. Și acolo sub învelitoare ea se duce, Iael, și dăruiește lapte și spune în cântarea Deborei, îi dă și unt și îl acoperă. Și la un moment dat, Iael ia un țăruș, versetul 21, ia un ciocan, se apropie, îi bate țărușul în tâmplă și îl ucide. Era rupt de oboseală și omul ăsta moare. Și atunci se împlinește ce a vorbit Domnul prin Debora. Slava a fost dată unei femei. Dar cum s-a câștigat biruința? Locul întâi a devenit locul lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a dat, să știți, o mare, o mare, o mare bucurie și o mare biruință. Revin la ceea ce am amintit până acum și aș vrea să facem și rugăciune. Debora a fost un proroc, o femeie a lui Dumnezeu, o prorociță a lui Dumnezeu, într-un popor în care cuvântul Domnului era rar și vedenile nu erau dese. Dar Dumnezeu s-a folosit de femeia asta pentru că a îmbrăcat-o cu credință și a îmbrăcat-o cu sinceritate, cu curăție de inimă. A putut să o folosească, ea a fost o femeie a credinței, a fost o femeie extraordinară. În vremea acestei femei, precum am amintit, se puteau face niște constatări dureroase, care se pot face și astăzi. Drumuri care dispar, căpetenii adevărate care dispar, Dumnezeu care pleacă din închinarea noastră, idoli care apar tot mai noi și tot mai vechi, pace care dispare și arme spirituale care dispar. Și cum se rezolvă toată această criză, fraților și surori? Putem merge pe această schemă. Credință la Debora, criză la popor. E al doilea capitol pe care l-am amintit. Dar apoi vine capitolul acesta al reformei, pot să-l numesc. Cum se câștigă o bătălie? Puneți-l pe Dumnezeu pe locul întâi. Binecuvântați-l pe Dumnezeu. Poate că ești o mamă care te simți slabă, copiii nu te mai ascultă, s-au dus pe căile lumii.
Nu-i târziu, bătălia nu-i pierdută. Pune-L pe Domnul pe locul întâi în familia ta. Postește, roagă-te, cântă cântările Domnului, recunoaște-te înaintea lui Dumnezeu și poate că Dumnezeu se va îndura și îți va duce înapoi copiii. Poate că ești un soț, te-ai purtat urât cu soția ta, așa cum a fost odată un levit care s-a purtat aspru cu soția lui și ea l-a părăsit. Poate că ești ca și levitul acela, te porți aspru cu soția, dar frumos cu alții. Și din cauza asta este ceartă, este haos, este dezbinare în familia ta. Domnul spune, pune-mă pe mine pe locul întâi. Locul întâi nu este al tău, nu tu ești Domn în familie. Eu sunt Dumnezeu. Binecuvintează-mă pe mine, zice Domnul, în familia ta. Începe și postește. Spunea un frate că după ce s-a certat cu soția, a luat 3 zile de post și după cele 3 zile de post, nici măcar la o muscă nu mai puteau să-i spun, spunea el, dă-te mai încolo sau vino mai încoace, pentru că deja firea pământească era acolo unde trebuia să fie. Poate că ești un copil și te rogi pentru părinții tăi și se apropie timpul în care ei să plece din lume și tu nu vezi niciun rezultat. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta, să vadă ei lumina asta în viața ta. Trezește-te, poate e vremea trezirii. Uită-te dacă nu cumva ai părăsit cărările cele vechi. Uită-te dacă nu cumva ai fost o căpetenie adevărată, puternică. Și-a venit diavolul și te-a dezbrăcat, așa cum a dezbrăcat pe Samson prin Dalila. Uită-te unde ți-i pacea, mai ai pacea ca altă dată, ca valurile mării. Uită-te unde-s armele de lovire și de apărare. Te mai însoțește brâul adevărului. Sau ai început să strâmbi adevărul și să faci așa un fel de minciunițe adevărate și adevărul mincinose. Domnul nu iubește așa ceva. Uită-te la tine, să mă uit eu la mine. Să mă uit ce se întâmplă în viața mea. Dacă mai am platoșa, dacă mai am coiful, dacă mai am scutul, dacă mai am sabia. Dacă nu cumva m-a biruit somnul și a venit diavolul și m-a dezbrăcat de toate aceste lucruri. Și aș vrea rugăciunea asta să o facem, o rugăciune de recunoaștere înaintea Domnului, o rugăciune de mărturisire, o rugăciune în care să-i spunem, Doamne, te rog, ai milă de noi, ai milă de mine. Uitați-vă, fraților, și citiți cu mare atenție cântarea Deborei din Judecători, din capitolul 5. Nu mai este timp în seara asta să vedem atitudinile față de mesajul prorocului. De ce a vorbit Domnul prin această femeie minunată și a spus că numai din Neftali și din Zabulon vor veni? Au fost și alte seminții în care a ajuns cuvântul lui Dumnezeu, dar au stat nepăsători. Unul s-a dus pe malul mării, altul a stat și s-a tot gândit dacă să meargă sau nu, altul s-a dus pe la corăbii, pe la afaceri și să știți că ne putem găsi locul nostru acolo. Timpul acum este să ne rugăm și haideți să ne ridicăm sau să ne plecăm, cum credeți dumneavoastră. Și haideți să ne rugăm și să rugăm pe Dumnezeu să vină, așa cum spune, mai vin odată, mai vin odată, să vină din nou în viețile noastre. El vrea să vină, să știți. Și trebuie să vină, pentru că dacă nu vine El, ne uscăm pe picioare. Haideți să ne rugăm și Domnul să ne asculte. Amin. Venim înaintea Ta, Doamne. Te rugăm frumos. Mai privește cu milă și cu îndurare spre noi. Doamne, Biblia ne-a învățat astăzi și ne-a șoptit această lucrare pe care Tu ai făcut-o în poporul Tău. Te rog frumos, Doamne, atinge-Te de noi. Iisuse dragă, dacă cumva am rătăcit calea, vezi dacă sunt pe o cale rea și adu-mă pe calea veșniciei. Nu contează prin ce metode, nu contează cum vei face lucrul acesta, dar nu lăsa sufletul meu să se piardă, nu lăsa pe frați să se piardă, nu lăsa nimic din ce al tău să se piardă, Doamne. Doamne, dacă au dispărut din viața mea tot ceea ce înseamnă putere,
puterile veacului viitor, puterea Duhului Sfânt, puterea trăirii și a lipirii de tine, puterea unei inimi care să te iubească, care să te dorească, puterea unei inimi care să te creadă pe cuvântul Tău, Doamne, puterea unei inimi care să nădăjduiască Hristos în noi, nădejdea slavei. Te rog frumos, adu-mă înapoi, așa cum ne cântăm noi în cântările noastre. Adu-mă înapoi, Doamne, adu-mă înapoi. Te rog frumos, cercetează-mă. Doamne, dacă în viața mea a dispărut puterea, Doamne, puterea acelei trăiri și puterea aceea pe care trebuie să o recunoască și demonii, te rog frumos, ajută-mă să plătesc prețul, Doamne, așa cum l-a plătit Debora. Cum stătea ea sub finicul ei și se ruga și i-ai vorbit, cum ea s-a dus și a lăsat totul și s-a dus în război. Ajută-mă și pe mine să mă avânt în război, Doamne, în războiul spiritual, să uit de toate celelalte lucruri, să te pun pe tine pe primul loc și să las toate lucrurile pe locul doi. Și te rog frumos, ajută-mă să te caut pe tine și să te găsesc și apoi împreună să facem mari sprăvi, să le faci Tu, Doamne, că eu nu pot să fac nimic și să te atingi Tu, Doamne. Dar mai întâi de toate, te rog frumos, atinge-te de păcatul acesta din viața mea, al neglijării, al ignorării, al netrezirii, al adormirii, al somnului spiritual. Și ajută-mă, Doamne, să mă apropiu de Tine așa cum cer Tu, Doamne. Ajută-mă să stau la îndemâna Ta, ajută-mă să întind o mână către cer și una către oameni și să fiu un fel de canal, un fel de țeavă prin care să curgă uleiul mirositor, uleiul sfânt, uleiul puterii Tale. Te rog frumos, Doamne, te rog, atinge-te de mine, de mintea mea, de ființa mea. Nu mă lăsa să stau în adormire, trezește-mă, Doamne. Dacă trezirea va fi printr-o boală, printr-o suferință, printr-un iabin, printr-un sisera, printr-un car de fier, prin ceea ce vrei Tu, asta e problema Ta, dar nu mă lăsa să dorm, Doamne. N-aș vrea să dorm și să mor dormind, pentru că n-aș vrea să mă trezesc, Doamne, între fecioarele nechipzuite, dacă am adormit nechipzuit. Te rog, ajută-mă, Doamne, să mă trezesc, să mă pocăiesc, să văd starea în viața mea, să văd sărăcia spirituală din viața mea și să mă apropii de Tine, Doamne, și să Te văd pe Tine și cerul Tău să fie deschis, Doamne, și să comunicăm. Te rog frumos, ajută-mă, Doamne, așa cum ai spus, caut un om, un om în întreaga țară, să iasă noaptea și să se închine afară și să-i vorbesc ca lui Avram prima oară și voia mea să nu-i separă o povară. Ajută-mă să fiu omul acela. Și te rog frumos, ajută și pe frații mei și pe surorile mele. Ajută-ne să ne apropiem de Tine, piatră din capul unghiului. Ajută-ne să facem mai mult decât am făcut până aici, că zilele sunt numărate și Tu vii pe norii cerului și noi n-am vrea să fim găsiți ne la locul nostru și în alte părți. Te rog frumos, Doamne, zdrobește-ne păsarea noastră, te rog, zdrobește somnul nostru, Doamne, te rog, scoală-ne din morți, Doamne, ajută-ne să scuturăm țărâna de pe noi, Doamne, și să ne ridicăm în capul oaselor și să strigăm: Domnul e viu, Domnul e viu, Domnul există, binecuvântat să fie numele Lui și să binecuvântăm numele Tău în viețile noastre. Ajută-ne, Doamne, să învățăm de la această femeie cu numele de Debora sau Albină, o femeie care a lucrat împreună cu Tine, o femeie care a stat la sfat cu Tine, o femeie al cărei soț a fost așa de înțelegător și de pocăit, încât a lăsat-o să fie judecător și proroc și a lăsat-o să plece în război și a lăsat-o să meargă în lucrarea Ta și a ajutat-o în lucrare, chiar dacă nu se spune mult despre ei. Fă, Doamne, fă, Doamne, să fim ca și această familie, în familiile noastre să fie de plină unitate și unitatea asta să fie pentru câștigarea sufletelor. Ajută-ne la aceasta, Doamne, ajută-ne, Doamne, în primul și în primul rând, să punem numele Tău, ființa Ta, pe primul loc în viețile noastre. Și apoi, fă ceea ce vei vrea cu noi, cu fiecare, pentru că suntem ai Tăi.
așa cum Domnul a rostit pe cruce, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Așa ne încredințăm noi, trupul, sufletul, Duhul, viața, copiii, soții, soțiile, ființele noastre, casele noastre, mașinile noastre, terenurile noastre, tot ceea ce ne-ai dat pentru o vreme aici pe pământ. Îți încredințăm în mâinile tale și cerul nostru și viitorul nostru, pentru că știm că Tu ne vei dărui un viitor strălucit. Slăvit să fie numele Tău! Doamne, dacă cineva dintre cei care au ascultat a fost mișcat un pic, știu că n-am avut suficientă putere ca să mișc o inimă împietrită, dar Duhul Tău este puternic. Vorbește în noaptea asta, nu-l lăsa. Repete-i, vorbește-i, continuă Tu predica, Tu ești marele predicator. Fă, Doamne, lucrul acesta și nu-l lăsa și ține-l în mâna Ta și pune-l în presă, Doamne, și strânge-l acolo și ajută-l să se pocăiască, să se întoarcă la Tine. Poate că-i pe drum, într-o călătorie de afaceri. Ajută-l să facă cea mai mare afacere, să-și câștige sufletul pentru cer. Că ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Marea afacere e în mâna lui și în ființa lui, e sufletul și el aleargă pentru trup și are destule pentru trup. Ajută-l să se trezească, pune-l în presă, Doamne, fă să nu-i meargă lucrurile bine din punct de vedere fizic, material, dar să meargă spiritual ca să poată să se pocăiască. Și dacă se pocăiește ca și lui Iov, dăruiește-le și pe celelalte și binecuvintează pe poporul Tău cu pace și îți mulțumim pentru toate în numele lui Iisus și așezăm semnul sângelui Tău peste predică, peste cântările din seara asta și peste familii și toate ființele noastre. Amin, amin, amin. Amin, amin, slăvit să fie Domnul. Frate Fănel, vă mulțumim în numele Domnului Iisus pentru cuvântul adus, doar reamintesc că mâine dimineață avem părtășie de rugăciune, va conduce lucrarea fratele Viorel Toma, Domnul să-i dea putere. Amin. Și mâine fratele Vasile Hozan va fi împreună cu noi. Haideți să deschidem microfonul, binecuvântăm pe fratele Panel și Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, frate Fădeal, și Domnul să vă binecuvinteze, frate Fădeal. Amin. Amin.